Totodată să-i mulțumesc domnului președinte Donald Tusk pentru cuvintele deosebite de apreciere. Thank you, dear Donald. Dragă Donald, ești un prieten al țării noastre și de fiecare dată este o plăcere să te avem alături. Bine ai revenit în România! Această distincție mă bucură cu atât mai mult cu cât, privind în urmă către laureații Premiului European, remarc că printre aceștia se regăsesc personalități politice de marcă ce s-au dedicat obiectivului unei Europe unite. Fondator, după primul război mondial, al mișcării pan-europene, Richard von Coudenhove-Kalergi a fost un vizionar și un promotor activ al identității europene. Într-o perioadă în care avem nevoie de cât mai multe modele politice și personalități angajate cu sufletul și cu mintea în consolidarea proiectului european, trebuie să ne aducem aminte cu respect și considerație de această personalitate istorică și de capacitatea sa de a inspira acțiunea politică a liderilor europeni în slujba de unificare a Europei. În 1922, Richard von Coudenhove-Kalergi lansa ideea unei Europe unite, a unei asociații de state libere grupate în Statele Unite ale Europei. La vremea respectivă, la 4 ani după încheierea primului război mondial, o Europa unită, fără conflicte, părea o utopie. Din păcate, continentul european a trebuit să treacă printr-un nou război mondial, unul și mai sângeros, pentru a învăța cât de importantă este pacea și cât de necesar este ca europenii să lucreze împreună pentru a pune bazele unui proiect de pace și dezvoltare fără precedent. Conceptul paneuropean, vizionar, lansat de Richard von Coudenhove-Kalergi, a inspirat acțiunea părinților fondatori ai proiectului european de astăzi. Richard von Coudenhove-Kalergi credea cu tărie că ciclul distructiv al conflictelor poate fi oprit, că istoria continentului european poate fi scrisă altfel. Credea în Europa, în valorile fundamentale ale acesteia, demnitate umană și libertate. Astfel, Coudenhove-Kalergi și-a dedicat viața ideii unei Europe unite indisolubile. Acest ideal călăuzește astăzi proiectul Uniunii Europene. Richard von Coudenhove-Kalergi a fost martorul renașterii continentului european după cel de-al doilea război mondial, dar nu a mai putut fi martorul extinderii Uniunii Europene. La dispariția sa, în 1972, Uniunea Europeană era încă formată din cei 6 membri fondatori. Uniunea Europeană numără în prezent 27 de state membre care trăiesc împreună, în pace și prosperitate. Realizarea proiectului european s-a înfăptuit treptat, iar aderarea fiecărei țări a adus avantaje reciproce, atât pentru noul stat membru, cât și pentru comunitatea europeană căreia i s-a alăturat. Din această perspectivă, consider că acordarea acestei distincții este, mai presus de orice, o recunoaștere a rolului României în Uniunea Europeană și a profilului țării noastre de promotor activ al integrării europene,
al unității proiectului european și al capacității acestuia de a fi o sursă de inspirație și un ideal pentru țările din vecinătate. Aderarea la Uniunea Europeană a însemnat revenirea României acasă, în familia europeană de care este legată prin istorie, cultură, civilizație, prin atașamentul cetățenilor săi față de valorile democrației liberale. În decembrie 1989, românii și-au afirmat și recâștigat, cu sacrificii importante, apartenența la spațiul politic, democratic și cultural european, de care au fost separați după cel de-al doilea război mondial. Prin votul pro-european dat de cetățenii români la alegerile europene, la referendumul din 26 mai și la alegerile prezidențiale de anul trecut, românii au reconfirmat atașamentul profund față de valorile europene, democrație, stat de drept, independența justiției și continuarea luptei împotriva corupției. Doamnelor și domnilor, pentru a păstra ceea ce am construit împreună, avem nevoie de viziune. Așa cum Richard von Coudenhove-Kalergi și părinții fondatori ai Uniunii Europene, Robert Schuman, Konrad Adenauer și Alcide de Gasperi, au avut viziunea realizării proiectului european, așa și noi avem datoria să ducem mai departe această prețioasă moștenire și să consolidăm proiectul european pe baza valorilor sale fundamentale. Iar această viziune înseamnă, pe de o parte, ca liderii europeni să găsească soluții comune la provocări, iar pe de altă parte, ca proiectul european să fie cunoscut mai bine și susținut de cetățeni care să simtă că îi aparțin pe deplin. Uniunea Europeană s-a confruntat în ultimii ani cu o serie de provocări interne și externe, de la criza economică, criza migrației, fenomenul terorist, la evoluțiile de securitate din vecinătatea estică și sudică. Anul acesta, la 31 ianuarie, pentru prima dată, un stat membru a părăsit marea familie europeană. Plecarea Marii Britanii a fost o grea încercare. Discurs la Cotroceni, doamnelor și domnilor, unde Klaus Iohannis a primit premiul Coudenhove-Kalergi pentru merite deosebite de politician. Premiul i-a fost oferit șefului statului de către alteța sa, prințul Nicolaus von Liechtenstein, președintele Societății Europene Coudenhove-Kalergi. La Cotroceni este prezent și Donald Tusk, președintele Partidului Popular European și fost președinte al Consiliului European. Colegii mei vor urmări evenimentele de la Cotroceni, de la fix Irina Petraru. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!